Știți că, în urma unei expuneri la soare de doar 30 de minute, corpul nostru produce între 10.000 și 25.000 de unități de vitamina D? Și atunci, de ce ni se spune să luăm câteva sute și să nu depășim 4.000? Bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi o să discutăm despre una dintre cele mai faimoase vitamine, despre vitamina D. O vitamină despre care toată lumea pare să știe două lucruri că este responsabilă pentru absorpția calciului și că este necesară în doze cât mai mari. Mii și mii de unități internaționale zilnic, poate chiar și 10.000 sau 20.000 de unități pe zi. Iar în același timp, recomandările oficiale sunt de câteva sute de unități pe zi, variind undeva între 400 și 1000. De ce apar aceste diferențe? Și e de preferat să iei o doză mai mică sau una mai mare ca să fim siguranță? Iar vitamina asta ne influențează doar oasele sau ne trezim că luăm doze mari ca să avem oasele sănătoase și ne îmbolnăvim de altceva? De exemplu, calciul acela poate nu se duce doar în oase, ci și în rinichi, iar acolo poate ne face bucuria de a participa la formarea unor calculi renali. Astăzi avem deci o mulțime de lucruri despre vitamina soarelui care trebuie scoase la lumină și explicate. Trec imediat la treabă, înainte însă nu uitați vă rog că aveți capitolele mai jos în descriere, ca să puteți, dacă vreți, să săriți direct la partea care vă interesează. Iar, dacă o să găsiți informațiile din acest clip utile, dați-vă rog un click pe butonul de subscribe ca să deveniți și voi niște abonați la sănătate. În regulă, la treabă! Și vreau să vă dau încă de la început o informație extrem de interesantă, una care va da tonul discuției de astăzi. Știați că în urma unei expuneri la soare de doar 30 de minute, corpul nostru produce între 10.000 și 25.000 de unități de vitamina D? Și atunci de ce ni se spune să luăm câteva sute și să nu depășim 4000? Apropo, asta cu 4000 de unități e o recomandare de afară, la noi nu există un maxim oficial din ce știu eu. Avem doar un ghid din 2019 al Ministerului Sănătății care stabilește că doza de întreținere pentru perioada iernii, în cazul adultului fără probleme, este de 600 până la 1000 de unități. Și tot acel ghid transmite că persoanele cu un deficit sever de vitamina D ar trebui să ia între 2.000 și 10.000 de unități pe zi, dar doar până la atingerea pragului minim de 20 de nanograme pe mililitru. Așadar, recomandarea Ministerului Sănătății este ca în cazul unui deficit sever să luăm suplimente cu 2.000 de unități, deși în 30 de minute de expunere la soare noi producem 20.000. Care e logica? Și ca să vă explic, e nevoie de puțină teorie. Dacă vreți să săriți peste ea, vă înțeleg, deși m-aș bucura să nu o faceți, pentru că e foarte importantă pentru discuția noastră de astăzi. Acum, haideți să o luăm cu începutul și să vedem întâi ce este vitamina D. În primul rând, vitamina D nu este o vitamină și nici măcar nu este o singură substanță. Vorbim în principal de doi compuși înrudiți cu hormonii steroizi care au nevoie să treacă printr-un proces de activare ca să poată să-și îndeplinească funcțiile. De aceea, vitamina D poartă numele de prohormon, adică este precursorul unui hormon activ. Ea își începe drumul în piele, unde sub acțiunea radiației ultraviolete se formează colecalciferolul, vitamina D3. Apoi, inficat, este activată prima dată și transformată în calcidiol, iar în rinichi este transformată în forma sa finală activă, care este calcitriolul. Vitamina D o putem însă lua și din dietă, iar atunci când provine din surse externe, vitamina D este de două tipuri colecalciferol, adică vitamina D3, care este forma ce provine din surse animale și pe care o producem și noi în piele, și ergocalciferol, adică vitamina D2, care este forma de vitamină D ce are ca sursă vegetalele, mai precis niște ciuperci expuse ultravioletelor. Și acum, după ce ați aflat aceste lucruri, haideți să vedem câtă vitamina D3 producem noi în piele și ce facem cu ea. Vă spuneam mai devreme că în doar 30 de minute de stat la soare producem de la 10.000 până la 25.000 de unități de vitamina D3. Deci, dacă stăm toată ziua la soare, înseamnă că producem sute de mii de unități, nu? Ei bine, nu. Corpul nostru are multiple mecanisme de reglare a producției și activării În primul rând, producția în piele are un mecanism de autolimitare, iar atunci când ne expunem perioade lungi radiațiilor ultraviolete, vitamina D din piele este transformată în niște compuși inactivi, prevenindu-se astfel supraproducția ei. În plus, pe măsură ce ne bronzăm și pielea se închide la culoare, ea produce mai puțină vitamina D. Pe scurt, în funcție de intensitatea soarelui și de cât suntem de bronzați, producem vitamină la un nivel ridicat aproximativ 30 de minute și apoi doar cantități mici. Deci, când avem suficientă vitamina D, corpul reduce singur producția, iar când are prea puțină, poate apela la rezerve. Pentru că da, corpul nostru are rezerve de vitamina D. Colecalciferolul, adică vitamina D3, se depozitează în principal în țesutul adipos și în mușchi. Iar calcidiolul, forma de după prima activare, este depozitată în ficat, unde a și fost activată de altfel, și în mușchi. Iar aceste rezerve sunt vitale în săptămânile și lunile de iarnă, în care nu producem suficientă vitamină. Și nu doar iarna avem de fapt nevoie de rezerve. Pe măsură ce îmbătrânim, producem din ce în ce mai puțină vitamina D, și apelăm din ce în ce mai des la rezerve, în special în perioadele în care ieșim mai rar din casă. Acum însă o să apelez eu la bunăvoința voastră și o să vă rog să-mi dați voie să merg mai departe și să discutăm despre rolurile vitaminei D. Iar primul lucru despre care aș vrea să vorbim este rolul ei în absorpția calciului din tubul digestiv. Vedeți voi, în principiu, vitamina D nu este vitală pentru absorpția calciului, ne descurcăm și fără ea. Dar greu, foarte greu. În lipsa ei absorbim undeva în jur de 10-15% din calciul din dietă. Atunci când însă avem suficientă vitamina D, acest procent se triplează, crescând la 30-40%. În lipsa ei calciul trece prin tubul digestiv în sânge printr-un proces numit difuzie pasivă, un fenomen lent care se petrece fără consum de energie și care nu e foarte eficient. Vitamina D însă promovează absorpția activă, adică stimulează producția unor proteine care ajută și chiar împing calciul din tubul digestiv în sânge. Mai mult, vitamina D ajută și la reabsorpția calciului în rinichi, reducând pierderea acestuia prin urină și, în plus, reglează nivelurile de fosfat din sânge, lucru foarte important pentru sănătatea osoasă. Rezumând, Vitamina D ajută, deci, la creșterea nivelului de calciu și de fosfat din sânge. Iar atunci când osteoblastele, adică celulele responsabile pentru formarea de os nou, au la îndemână suficient calciu și fosfat, ele pot produce hidroxiapatită, adică principala componentă minerală a oaselor și a dinților. Și cine credeți că stimulează activitatea acestor celule? Vitamina D. Așadar, vitamina D le face rost de materie primă și le stimulează să treacă la treabă. Ce ar mai trebui reținut aici este că, pentru ca materia aceasta primă despre care vorbeam să ajungă la osteoblaste, e nevoie ca încă o vitamină să dea o mână de ajutor. Vitamina K. Dar despre ea o să discutăm cu altă ocazie. Vitamina D are și un rol semnificativ în funcția musculară, influențând atât dezvoltarea cât și performanța mușchilor. Ea stimulează sinteza proteinelor în celulele musculare, un proces ce este esențial pentru creșterea și repararea țesutului muscular. Vitamina D contribuie și la îmbunătățirea contracției musculare prin reglarea fluxului de calciu, un mineral care este esențial nu doar pentru sănătatea sistemului osos, ci și pentru contracția musculară. Și aceste lucruri înseamnă că vitamina D este utilă în o mulțime de situații. Începând de la îmbunătățirea performanțelor sportive până la reducerea riscului de cădere la vârstnici. Următorul rol al vitaminei D este în îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și reglarea tensiunii arteriale. Nivelurile scăzute de vitamina D pot duce la creșterea tensiunii arteriale. Ea influențează sistemul renină-angiotensină-aldosteron, un mecanism cheie în controlul tensiunii arteriale și îmbunătățește funcția endotelială ajutând la relaxarea vaselor de sânge și la îmbunătățirea fluxului sanguin. Și aici aș vrea să vă arăt și un studiu românesc, de al nostru, pentru că și noi încă avem cercetători buni, studiu a cărui concluzie a fost că 4 din 5 pacienți diagnosticați cu hipertensiune arterială prezintă valori scăzute ale vitaminei D. Ultimul rol al vitaminei D pe care o să-l discutăm, pentru că ea mai are destule, este îmbunătățirea sistemului imunitar și reducerea riscului de infecții. Vitamina D stimulează producția de peptide antimicrobiene, care combat o gamă largă de agenți patogeni, inclusiv bacterii și virusuri, și îmbunătățește funcția celulelor imune, crescând capacitatea lor de a recunoaște și răspunde agenților patogeni. În plus, ea ajută și la prevenirea răspunsurilor imune excesive. Și apropo, aceste lucruri înseamnă, printre altele, că atunci când răciți, unul din lucrurile cele mai bune pe care puteți să le faceți este să vă expuneți 20-30 de minute la soare, nu să stați închiși într-o cameră neaerisită timp de o săptămână. Vitamina D mai e utilă și pentru reglarea hormonală, influențând secreția și acțiunea insulinei, poate ajuta la vindecarea rănilor, la regenerarea pielii și în multe alte locuri. N-aș vrea însă să insist și mai mult pentru că îmi doresc să ajungem la partea de discuție despre dozaj. Întâi însă să rezumăm. Vitamina D este vitală pentru sănătatea sistemului osos, a celui muscular, a sistemului cardiovascular și a sistemului imunitar. Dar oare dacă luăm mai multă o să ne fie mai bine? Sau că o mulțime de alte lucruri pe lumea asta, excesul este toxic? Haideți să vedem! Și ca să începem, trebuie să stabilim care e nivelul normal de vitamina D în corp. Și aici am o surpriză pentru voi. Nu se măsoară nivelul vitaminei D3, colecalciferolul, cel produs din piele și cel pe care îl luăm din suplimente, pentru că în această formă nivelul de vitamina D poate varia foarte mult în funcție de cea mai recentă expunere la soare și că atare rezultatul nu e relevant. Ce se măsoară la analize este prima formă activată a vitaminei D, calcidiolul, care se depozitează și poate fi suficient pentru câteva luni, fiind astfel cel mai relevant parametru pentru nivelul de vitamina D din corp. În mod normal nu se măsoară nici forma finală, cea complet activată, calcitriolul. Aceasta este necesară corpului în cantități mici, se produce și se consumă tot timpul și în sânge are valori normale chiar dacă rezervele substanței din care se produce sunt scăzute și ca atare noi avem un deficit de vitamina D. Ok, am stabilit deci ce se măsoară, haideți să vedem și ce reprezintă valorile pe care le primim după analize și o să mă folosesc pentru interpretare de Ghidul Ministerului Sănătății, cel din 2019, unde ni se spune așa. Sub 10 nanograme pe mililitru vorbim de un deficit sever care trebuie tratat cu suplimente puternice între 2.000 și 10.000 de unități internaționale pe zi. Între 10 și 20 de nanograme pe mililitru discutăm de un deficit ușor, ce se poate trata la fel ca deficitul sever dacă există simptome iar în lipsa simptomelor se recomandă expunerea la soare și suplimentarea ușoară între 600 și 1000 de unități internaționale pe zi. Peste 20 de nanograme pe mililitru este nivelul normal, în care se recomandă suplimente cu 600 până la 1000 de unități pe zi doar în anotimpul rece și restul timpului, evident, expunerea la soare. Și peste 100 de nanograme pe mililitru este zona toxică, unde poate să apară hipercalcemia. În plus, se mai fac câteva recomandări foarte interesante și foarte importante pentru discuția noastră. Ni se spune că doza trebuie ajustată în funcție de concentrația inițială de calcidiol, de greutatea pacientului, lucru foarte important pentru că un om de 40 de kilograme nu are același necesar de vitamina D ca unul de 120 de kilograme și mai sunt acolo încă o serie de factori la care putem adăuga noi și vârsta, Necesarul tinerilor care sunt în creștere sau al vârstnicilor care trebuie să se ferească de osteoporoză și care produc și mai puțină vitamină, fiind mai mare decât al adulților sănătoși. Așadar, vedem cu o recomandare de tipul celor des întâlnite pe YouTube, gen luați 5.000 de unități pe zi sau 10.000 de unități internaționale pe zi sau 20.000 de unități, nu își are sensul. Dar oare sunt periculoase recomandările acestea? Ca să putem discuta acest lucru, am două studii pentru voi. În primul studiu, 3800 de participanți au luat între 1000 și 15.000 de unități internaționale pe zi pentru o perioadă de până la 18 luni. Media a fost de 6 până la 8000 de unități pe zi, participanții cu un indice de masă corporală mai mic primind ceva mai puțină vitamina D. Pentru 500 dintre participanți s-a măsurat și nivelul de calciu din urină. Creșterea procentului celor care se încadrau la hipercalciurie fiind infimă de la 17,6% la 17,7%. Deci, aparent, dozele din această plajă sunt sigure. Mai am însă pentru voi și o meta-analiză mai recentă, unde au fost analizate datele a 13.000 de participanți care au luat între 3.200 și 4.000 de unități de vitamina D pe zi. Deci, semnificativ mai puțin ca în studiul de mai devreme. Ei bine, concluziile lor au fost că la aceste doze, Vitamina D poate duce la apariția hipercalcemiei în 4 indivizi dintr-o mie. Nu sunt mulți, dar există și au apărut la doze mai mici decât în studiul de mai devreme. Așadar, ce putem să înțelegem noi de aici? Hai să o luăm pe rând, pentru că sunt mai multe lucruri de explicat. Primul este acela că recomandările oficiale nu sunt mici pentru că e cineva acolo care ne vrea bolnavi. Scopul lor este să prevină deficiența, evitând în același timp toxicitatea. Și, aparent, pentru a preveni deficiența, nu e nevoie de o cantitate mare de suplimente. Ba chiar, mi se pare că tendința Ministerului e de a recomanda expunerea la soare și nu suplimentarea. Și, să fiu sincer, le dau dreptate, după cum o să vedeți puțin mai târziu. Al doilea lucru de discutat e faptul că dozele mari par să fie suficient de sigure, dar asta nu înseamnă și că aduc vreun beneficiu suplimentar. Ba chiar. Există indicii că pot fi corelate cu un număr mic de cazuri de hipercalcemie. Și al treilea lucru ce trebuie explicat e faptul că, dacă vecinul ia o doză de vitamina D3 la recomandarea unui medic sau unui nutriționist, nu înseamnă că acea doză e potrivită și pentru mine. Suplimentele cu vitamina D3 se iau în funcție de rezultatul analizelor, de vârstă, de timpul petrecut la soare, de greutate și așa mai departe. Deci, ce avem de făcut? Primul lucru, mergeți și vă faceți analizele. Cele mai ieftine costă 80 de lei, 90 de lei și în anumite condiții se pot face chiar gratis. Apoi, vă luați rezultatul și vă uitați unde vă încadrați. Speranța mea e să vă situați undeva în zona A30 până la 60 de nanograme pe mililitru, zona care pare să fie optimă pentru sănătate. În cazul în care nu sunteți în această plajă, avem un pic de treabă. Dacă va și valori între 20 și 30 de nanograme pe mililitru, ar fi bine să începeți să ieșiți mai des la soare. Puteți să nici nu băgați în seamă suplimentele dacă nu vorbim de o perioadă de iarnă în care soarele n-a mai apărut de o săptămână. Stați afară 30 de minute pe zi, nu chiar la răsăritul soarelui, dar nici când arde mai puternic și fără să vă dați cu cremă cu factor de protecție. După aceea vă acoperiți sau vă dați cu cremă pentru că nu vrem nici probleme cu pielea. Dacă nu aveți cum să stați la soare, puteți să luați un supliment cu vitamina D3 undeva în zona A 1000 de unități pe zi și să mâncați pește gras sau alimente fortificate cu vitamina D. Dacă v-au valori sub 20 de nanograme pe mililitru, o să vă rog să mergeți la medicul de familie. Dacă, din cine știe ce motiv, n-aveți cum să o faceți, recomandările oficiale sunt să luați un supliment cu 2.000 până la 10.000 de unități de vitamina D3 pe zi, și să vă expuneți 30 de minute în fiecare zi la soare. Suplimentele le luați până vă ies analizele normal. Ce o să vă rog să nu faceți este să luați 5.000 sau 10.000 de unități de vitamina D3 pe zi doar pentru că aveți 40 sau 50 de ani și pentru că ați auzit pe YouTube că dacă o să faceți asta, o să scăpați de osteoporoză sau de cine știe ce altă problemă de sănătate. E obligatoriu însă să ne facem aceste analize? Aici am un răspuns simplu. Dacă nu vă e frică de ace, da. E adevărat că hipercalcemia datorată vitaminei D este destul de rară, la fel ca și restul problemelor provocate de o doză prea mare a ei. Dar costă 80 de lei, afli imediat cum stai, și cu un pic de noroc, mai și salvezi o mulțime de bani dați degeaba pe suplimente. Dacă, totuși, vrei neapărat să iei suplimente fără să mergi la niciun doctor și fără să-ți faci analizele, Pornind de la recomandările Ministerului Sănătății, putem spune că în perioada rece, adulții sănătoși au nevoie de 1000 de unități de vitamina D3 pe zi. Cei aflați în grupele de risc, adică persoanele în vârstă și cei care evită expunerea la soare, pot crește această doză, dar bazându-mă pe unul din studiile despre care am vorbit ceva mai devreme, nu ar trebui să depășească 3000 de unități pe zi fără să-și facă analizele. Acestea fiind spuse, am ajuns la final. Iar concluzia zilei este că nu există o recomandare absolut generală pentru necesarul de vitamina D. Lucru care cred că de acum vă este foarte clar. Ce funcționează pentru vecinul nu are nicio legătură cu necesarul vostru. El are altă vârstă, altă greutate, alte probleme de sănătate, iese mai des sau iese mai puțin din casă și așa mai departe. Etapele corecte sunt următoarele. Vă faceți analizele. Și apoi încercați să ajungeți în plaja de 30 până la 60 de nanograme pe mililitru folosind expunerea la soare, dieta și dacă e cazul și suplimentele. Asta e tot ce aveți de făcut, nu e absolut nimic complicat. Deci, spor la bronzat, dar nu mai mult de 30 de minute pe zi fără protecție solară. Eu cam atât am avut de spus astăzi. Dacă ați rezistat până aici, mai am o mare rugăminte la voi. Să-mi lăsați o opinie în comentarii și să apăsați pe butonul de like sau pe cel de subscribe. Acest mic gest al vostru mă motivează pe mine să fac mai multe clipuri ca acesta. Iar dacă vreți să susțineți acest proiect, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să deveniți membri ai canalului. Eu sunt Ioan și până data viitoare aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.